Cartea din noptieră. Moșe era un evreu francez. Din copilărie fusese dus în fiecare zi de sabat la sinagogă, adunarea evreiască, și ascultase cum se citea acolo din Vechiul Testament. Tatălui era un om de afaceri bogat și era foarte evlavios. La fel ca toți evreii ortodoxi, aștepta venirea lui Mesia cel promis. Nu citise niciodată despre Isus, cel care împlinise tot ce fusese profețit în Vechiul Testament, despre Eliberatorul care avea să vină. Moșe își iubea și își respecta tatăl și dorea să devină cândva partenerul lui de afaceri. Vorbeau mult împreună și așa au ajuns să vorbească și despre religie. Moșe i-a povestit tatălui său despre un coleg de clasă pe care îl admira în mod special. Este cel mai prietenos și cel mai amabil băiat pe care îl cunosc, zise Moșe, dar citește Noul Testament și vorbește adesea despre asta. Tată, de ce este atât de greșit să citești Noul Testament? Tatălui i-a răspuns foarte agitat. Fiule, să nu pui mâna pe cartea asta. Nu conține decât minciuni. Pretinde că Mesia al nostru ar fi venit deja, dar că poporul nostru nu l-a recunoscut și că din această cauză l-a răstignit. Moșe, trebuie să-mi promiți că nu vei citi niciodată această carte. Moșe a meditat. Această carte enigmatică îi trezea curiozitatea. Niciodată este un timp lung, tată, răspunse el, dar îți promit că nu voi deschide această carte înainte de a împlini 21 de ani. Atunci, cred eu, voi fi suficient de matur ca să-mi pot face o părere proprie. Iar tatălui a trebuit să se mulțumească cu acest răspuns. Anii au trecut. Între timp, Moșe împlinise 20 de ani. Era demn de toată încrederea și lucra cu loialitate în firma tatălui său. Curând, aveau să devină parteneri în afaceri. A fost o zi cu totul deosebită pentru el, cea în care tatăl lui l-a trimis în Anglia să reprezinte firma la încheierea unui contract important. Deși pe lângă alte trei limbi străine vorbea engleză în mod cursiv, nu mai fusese niciodată până atunci în Anglia. Se bucura în special pentru că avea să vadă Londra. După încheierea afacerii, avea de gând să mai rămână câteva zile ca să viziteze punctele de atracție ale orașului. Și-a rezervat o cameră la un hotel confortabil. În prima seară a stat în cameră și și-a recitit documentele, pregătindu-se astfel pentru negocierile de a doua zi. Cât de mult s-a mirat Moșe când a deschis sertarul noptierii și a găsit în el un nou testament al Gedeonilor, o asociație creștină care împarte Biblii sau noi testamente în spitale, hoteluri, școli și alte locuri publice. A închis repede sertarul și a încercat să uite de carte. Dar, cumva, nu a mai putut să se concentreze la fel de bine asupra documentelor sale. Oare ce făcea ca această carte interzisă să fie atât de periculoasă și misterioasă? Ar fi vrut atât de mult să o scoată din sertar și să o deschidă. Dar mai erau câteva luni până avea să împlinească 21 de ani și până atunci era legat de promisiunea făcută. În timpul negocierilor și al vizitării ulterioare a orașului Londra, Moșe a fost urmărit de o întrebare. De ce urăște tatăl meu atât de mult această carte și de ce se teme de ea? Ce are cartea aceasta atât de periculos și de amăgitor? În ultima seară a vizitei sale la Londra, Moșe nu a mai rezistat. Tata nu a avut niciun drept să-mi ceară acest lucru, și-a spus el. La 20 de ani sunt la urma urmei deja bărbat. Voi citi doar primul capitol, apoi mă voi culca. Cu mâinile tremurânde a deschis Noul Testament
și a început să citească primul capitol al Evangheliei după Matei. Dar cât de surprins și de dezamăgit a fost! Nu era decât un arbore genealogic, o listă lungă de nume vechi testamentare pe care le cunoștea deja. Periculos? Misterios? Cum așa? A citit mai departe cu curaj. A urmat o relatare scurtă despre evenimentele dinaintea nașterii lui Iisus Hristos. La versetul 21, Moșe s-a blocat brusc. Ea va naște un fiu și îi va pune numele Iisus, pentru că el va mântui poporul lui de păcatele sale. Matei, capitolul 1, versetul 21. Moșe a citit versetul într-una. De păcatele lor? Asta nu mai auzise niciodată. Putea un om să scape de vinovăția lui? Moșe își lua religia iudaică foarte în serios. Dorea din toată inima să facă ce este bine și corect și să împlinească legea lui Dumnezeu. Dar știa că încălcase încă din copilărie de multe ori legea lui Dumnezeu și că probabil și în viitor avea să o mai încalce. Să existe oare cu adevărat cineva care să-l poată elibera de păcatul lui? Cineva care să-i poată lua sentimentele de vinovăție și să-l ajute să devină așa cum dorea el? Dacă era adevărat, atunci găsise aici răspunsul la cea mai importantă întrebare a vieții lui. A închis cartea fiindcă nu voia să-și calce mai mult promisiunea. Dar de dormit... Nici vorbă. Trebuia să știe neapărat mai multe. A doua zi a plecat acasă. Afacerile încheiase cu succes, dar cumva nu putea să se bucure prea mult de laudele tatălui său, deși își dorise să fie lăudat de el. Abia mai târziu, după ce petrecerea dată în cinstea întoarcerii lui acasă se terminase, Moșe izbucni. Tată, mi-am călcat promisiunea și am citit din cartea interzisă. Pentru Moșe începuse o perioadă grea. Tatălui îi spuse clar și categoric. Trebuie să te decizi. Dacă devii creștin, nu mai poți rămâne în firmă și nu poți deveni nici partenerul meu. Moșe a așteptat până ce a împlinit 21 de ani. După care a început să citească ore în șir din Noul Testament. Dumnezeu i-a vorbit prin această carte. El a recunoscut că Iisus Hristos este Mesia, Salvatorul promis în Vechiul Testament, Iisus devenind astfel și Salvatorul lui. A înțeles că El era Fiul lui Dumnezeu și îi era recunoscător pentru jertfa sa. Moșe a hotărât să-și dedice viața predicării Evangheliei, ducând mesajul mântuirii evreilor, propriul său popor.